în ce măsură subconștientul ne poate controla viața, cum se poate diagnostica și trata apendicita acută, cum să ne îngrijim dantura când purtăm aparat dentar și care este diferența între adenom de prostată și cancer. Sunt Consuela Bălașa și mă bucur să fiu cu tine într-o nouă ediție Mensana, ediție care și astăzi ne va ajuta să înțelegem cum putem fi veșnic sănătoși, tineri și, evident, frumoși. Încă de la început te voi încuraja să ne scrii întrebările, sugestiile și opiniile tale. Albirea dentară profesională este una dintre cele mai solicitate proceduri de estetică dentară la nivel mondial. Este demonstrat faptul că un zâmbet strălucitor influențează percepția celorlalți despre noi și, deci, și relațiile sociale. Așa că nu este de mirare de ce peste 80% dintre oameni își doresc dinți mai albi, după cum arată statisticile. Ce și cum se face pentru a avea dinți mai albi, aflăm imediat. Și lucrurile se întâmplă minunat atunci când lucrăm în echipă. Rămâi cu noi să afli ce coleg mi-a permis să asist și să filmez procesul lui de albire dentară. Nu este un lucru deloc mic sau puțin. Albirea dentară este una dintre procedurile de estetică dentară prin care se redau pacienților starea de bine și încrederea în sine. Ce este albirea dentară și cine poate urma un astfel de tratament? Nu trebuie să ne programăm pentru albire, ci pentru o consultație în vederea albirii, deoarece medicul stomatolog trebuie să vadă ce tip de smalț avem și dacă se pretează albirea. Albirea se face cu substanțe mai puțin concentrate, pe bază de perhidrol, bineînțeles controlate și care protejează suprafața dentară, care pot fi 16%, deci o concentrație mult mai mică pentru un smalt sensibil, o concentrație mai mare, 35% sau 40%, depinde unde vrea pacientul să ajungă și la ce nuanță, dar medicul stomatolog trebuie să se gândească de asemenea ca și albirea respectivă să nu dăuneze smalțului pacientului. Medicina modernă oferă variante multiple pacienților pentru a se bucura de un zâmbet natural și cât mai alb. Câte tipuri de albire dentare găsim în cabinetele stomatologice? Tipurile de albire sunt albirile clasice, manuale. Practic, există o substanță de albire care se aplică pe suprafața dentară și se așteaptă să se albească. Este puțin mai slabă și poate că o recomand pentru dinții sensibili. Al doilea tip de albire este albirea cu lămpile de albire. Albirea Zoom este albirea rapidă, eficientă, în timp foarte scurt. În 15 minute deja văd că dintele a virat 4-5 nuanțe. Albirile cu lămpile clasice, la fel, pentru un smalț mai defectuos, pentru dinții care au anumite plombițe, și au fost deja lucrați de către medicii stomatologi, atunci trebuie să mergi pe o metodă mai ușoară, să vezi pacientul își schimbă plombele sau, pentru că în momentul în care smalțul se deschide, plombele vor rămâne galbene și atunci aplică acea lampă care este puțin mai slabă, puțin mai ca eficiență, dar este foarte bună, în schimb timpul de acțiune este mai lung și voi ajunge la ceea ce ajung și cu lampa Zoom. Și mai este albirea cu laser, la fel de eficientă, la fel de rapidă, poate chiar mai rapidă, dar pe acesta îl folosesc la pacienții foarte tineri și cu un smalț sănătos și foarte dur. Foarte puține persoane au un zâmbet complet alb în mod natural, mai ales că odată cu înaintarea în vârstă, dinții sunt supuși acțiunii unor factori externi care duc la îngălbenirea sau pătarea acestora. Care sunt beneficiile albirii dentare? În primul rând, ne gândim la faptul că pacientul, atunci când își face o albire dentară, trebuie să aibă o igienă foarte bună. Când știu că am mers la medicul stomatolog să-mi fac o albire, și eu ca pacient am grijă mai mult să-mi mențin acea albire, nu după o zi, două, trei, o săptămână să se închidă înapoi la culoare. Și atunci unul din beneficiile albirii dentare este că pacientul are mai mult grijă de igiena sa și o va întreține.
Un mare beneficiu al albirii dentare este o încredere în sine mult crescută. Cu ajutorul albirii dentare, medicul stomatolog observă și micile discolorații, micile probleme care pot apărea în special la nivelul dinților laterali, la nivelul molarilor, și atunci acestea pot fi tratate mai rapid, deoarece smalțul va fi mult mai vizibil pentru tratamentul acestuia. Înainte de realizarea albirii dentare, indiferent de tipul de tratament, zâmbetul trebuie să fie curat și sănătos. Astfel, procedura profilaxiei dentare este necesară înaintea oricărui alt tratament stomatologic. Aceasta implică detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, airflow și fluorizare și, pe lângă necesitatea pe care o prezintă înainte de orice tratament dentar, are și o mulțime de beneficii. Când și cine poate face albire dentară? Există o vârstă minimă impusă acestei proceduri? Nu aș recomanda albirile dentare în timpul erupției dentare definitive, și anume între 6 și 12 ani, atunci când erupe arcadă dinții definitivi. Odată că la adolescenți, la copii, igiena nu este prea bună atunci când există erupții dentare și ne gândim la acele dureri de erupție care împiedică un periaj foarte bun la acești pacienți. Al doilea considerent este faptul că dinții sunt încă fragili pe arcadă și nu aș recomanda albirea la adolescenți. Însă, începând cu vârsta de 16 ani, se pot face albiri dentare cu protecție specifică, cu fluorizări care închid porii smalțului și ajută adultul să nu aibă dureri. Indiferent de tratamentul de albire profesional ales, este recomandat ca igiena orală să fie păstrată precum înainte, cu periaj de 2 ori pe zi, suplimentat de folosirea aței dentare și apei de gură. După procesul de albire dentară, este indicat să se evite fumatul timp de 24 de ore și, pe cât posibil, este de preferat ca lichidele să fie consumate cu paiul pentru a evita colorarea. Dinții se albesc timp de 24-48 de ore și, după ce tratamentul s-a încheiat, cât durează efectul de albire. Unul din gemenii de la Fresh Access ne-a lăsat să tragem cu ochiul în timpul procedurii sale de albire dentară. Devenim indiscret și vrem și o părere din partea lui. Cum i s-a părut ședința, dacă l-a durut, dar și cât de mulțumit este de tratament și de medic, ne spune chiar el. Voi trebuie doar să vă dați seama care geamăn este. Iosif, spune-ne cum a fost experiența ta de albire dentară. Consuela, a fost o experiență interesantă pentru mine, având în vedere că e pentru prima dată când, de fapt, era, să zic, la dentist, dar nu s-a mai întâmplat în urmă câțiva ani să-mi pună plombă. Și a fost ceva amuzant că eu am întrebat, îmi scoateți plombele? Normal, ați spus că nu veți băga asta la montaj, dar mi s-a părut foarte interesant, pentru că, da, m-am gândit, bă, iar o să trec prin durere, dar a fost interesant, nu m-a durut. Aveam dinții mai galbeni atunci când am venit aici, dar acum, interesant, când zâmbesc în oglindă, am cu adevărat niște dinți frumoși, albi. Asta înseamnă că o să cuceresc lumea. Spune-ne cum a decurs ședința ta de albire, ce ai simțit? Păi, cred că cel mai greu proces a fost că a trebuit să țin 15 minute gura deschisă, pentru că n-am mai ținut-o niciodată de mult deschisă, dar în rest totul a decurs cu brio și pasta ce a aplicată a avut un gust interesant, un gust de căpșuni, deci a fost foarte ok. Ce părere ai despre întâlnirea cu doctor Raluca Ulean? Un medic excepțional, voi reveni cu drag la prima ocazie când voi avea nevoie. Pentru că, indiferent de vârstă, toți ne dorim dinți albi și zâmbet sănătos, în jurul albirii dentare au apărut numeroase mituri. Am adunat cele mai frecvente 7 mituri și le-am stabilit valoarea de adevăr împreună cu medicul Raluca Ulean. Nu este adevărat că efectul albirii durează 2-3 săptămâni, deoarece prin albire aplic o substanță pe suprafața dentară, după care închid porii cu fluorizarea care se face după și așadar nu am nici durere și nici un timp scurt al albirii dentare. Nu există așa ceva. În schimb, dacă bei în fiecare zi, vei reveni la culoarea obișnuită în câteva luni de zile, 4-5 luni de zile.
poate fi acest lucru în raport cu medicul stomatolog. Sunt medici stomatologi care nu își întreabă pacientul cam la ce nuanță ar vrea să ajungă. Eu îmi întreb pacientul cam ce ai visa, unde vrei să ajungi, să știu dacă este posibil. Dacă nu este posibil, atunci clar că trebuie să fac fațete dentare pentru a ajunge la nuanța dorită. Dar dacă ne încadrăm în ceea ce își dorește, el va ajunge la nuanța pe care a visat-o. Dacă stomatologul abuzează de acea substanță pentru a-l face alb cretos, cred că și smalțul va avea de suferit și atunci nu vom mai putea face albiri la 6 luni, va trebui să facem la 3 luni de zile fluorizări pentru ca smalțul să-și revină la starea sa inițială. Oricine își poate face albire dentară, dar așa cum am mai precizat, este necesară o consultație preliminară în vederea albirii. Eu niciodată nu fac programările, adică pacientul sună, vrea o albire și vine și i-am făcut albire. Nu. Inițial trebuie să-l văd, să văd ce tip de smalț are, dacă a avut vreodată durere și sensibilitate, pentru a ști ce concentrație să folosesc în vederea albirii. De obicei comunic foarte bine cu pacienții mei, folosesc albirea Zoom și de obicei acestea se fac niște cicluri de câte 15 minute. Dacă are cea mai mică sensibilitate, m-am oprit. Deși el visează, poate să ajungă la cea mai deschisă nuanță, prefer să-l luați, oricum se va albi clar, indiferent câte minute va sta, dar nu voi mai merge la cel mai deschis alb pentru a-i proteja smalțul. Iarăși demontăm acest mit, pentru că indiferent ce nuanță dentară ai, spre gri, spre galben, ea va vira într-o nuanță de alb. Totul este și totul ține de răbdarea atât a pacientului cât și a medicului. Pacientul să stea ori de câte ori este nevoie, iar dacă este sensibil să revină a doua zi pentru o altă ședință, iar din partea medicului să se oprească dacă acesta are sensibilitate și atunci nuanța se va duce acolo unde ne dorim. Sunt pacienți cu sensibilitate de la natură. Eu știu că eu personal am trecut prin aceste perioade, noroc că știm ce e de făcut și atunci scăpăm și de sensibilitate. Dar dacă există sensibilitate, spuneam că trebuie aplicat un gel de albire mai slab și făcute mai multe ședințe. Nu este adevărat că acel pacient nu va putea să facă albire niciodată. Nu, scăpăm întâi de sensibilitatea dentară, după care facem albiri. Sau varianta în care, după o albire dentară, am sensibilitate. Aceasta este cea mai ușoară variantă, pentru că aplic substanțe care fluorizează dinții și atunci se închid porii smalțului și dispare sensibilitatea, plus că se face ca un strat lucios pe dinți și atunci alimentele acide nu vor mai ataca smalțul și pacientul nu va mai avea durere. Contează foarte mult tehnica de albire, deci felul în care medicul execută albirea, structura pacientului și ca pacientul să nu se grăbească. Dacă are sensibilitate, se oprește, revine în altă ședință. Este simplu. Nu are cum să fie distrus, că practic se deschid porii smalțului și se elimină acel strat grăsos de deasupra dintelui. Important este să facem fluorizarea de după și atunci totul este în regulă. Neurologia arată că subconștientul ne controlează 95% din viață, iar psihologii susțin că în primii 6 ani de viață, mintea subconștientă este mult mai puternică decât mintea conștientă. Mintea umană poate fi considerată cu ușurință una dintre cele mai mari mistere ale lumii. Psihologi, filozofi, mari gânditori, cercetători, oameni de știință, teologi, toți au căutat și încă o fac cu fascinație să dezlege misterele complexe ale minții umane. O scurtă introducere în subiectul acesta vast vă oferim și noi în interviul următor alături de Nora Niță.
Evident, vom continua ediția Mensana cu un interviu de aici din platou. Îi mulțumesc tare mult Norei că a făcut loc și pentru noi în programul ei. Mulțumesc și eu pentru invitație. Ai o misiune grea astăzi. Da? Mm-hmm. Aflăm! Când am hotărât această temă a subconștientului cu tine, eu o simt așa ca pe o povară și ca pe o piatră foarte grea de dus, pentru că nu prea o înțeleg. Și atunci o consider o misiune importantă, pentru că practic trasez niște direcții despre un subiect despre care oricum încă se studiază, dar și-a fi o misiune importantă să ne asumăm această responsabilitate că venim în fața oamenilor cu acest subiect atât de important. Ce este subconștientul? Cum ar trebui să-l înțelegem? Este un prieten pentru noi sau mai mult ne încurcă? E minunat că ai întrebat asta cu prietenul, pentru că oamenii s-au obișnuit atunci când aud de subconștient să se gândească la un fel de bau-bau care e acolo și care e gata să sară pe noi. Exact. Și el nu este deloc așa. Funcțiile lui sunt foarte importante și ne susțin. Trebuie doar să avem grijă ce băgăm acolo. El are 3 funcții, putem să le spunem așa funcții. Prima este de supraviețuire. Adică el vrea să supraviețuiești. Dacă noi două acum stăm de vorbă și mie mi-e foame, cumva eu sunt atentă la discuția cu tine, dar în același timp rulează nevoia mea de a mânca. Uh-huh. Pentru că el vrea să mă țin în viață. Adică el susține și ne susține în funcție de prioritățile lui, să-i spunem așa. A doua lui funcție este de control. Păi ne place să controlăm, că atunci când controlăm, pe lângă faptul că e și supraviețuirea, știm cum să ne pregătim pentru un eveniment sau o situație. Deci lui îi place să și controleze. Și în al treilea rând are această dorință de recunoaștere, să fim recunoscuți, că suntem buni, că suntem frumoși, că suntem... Toate sunt lucruri bune care ne susțin, să spunem așa. Dar într-adevăr acolo intră și lucruri mai puțin prietenoase cu noi. Trebuie să te întreb când începe el să înregistreze. Care este punctul zero, practic, în momentul în care se apasă butonul? Punctul zero, și sunt foarte multe studii acum care susțin asta, este încă de când ne aflăm în pântecul mamei. Subconștientul nostru începe să ruleze de atunci și sunt multe programe ale subconștientului care ni se instalează încă de atunci și le putem vedea mai târziu în felul în care copilul se poartă în anumite situații. De exemplu, dacă mama a simțit frică în timpul sarcinii sau a avut tot felul furie, putem vedea un copil mic care se manifestă așa și nimeni nu înțelege de ce. Și atunci putem vedea și reversul, dacă o mamă a fost relaxată și s-a bucurat și s-a, nu știu, a înflorit toată, atunci putem avea surpriza să găsim un copil, ne referim la copii mici, un copil bucuros care se bucură de viață și are curaj să facă orice. Cumva, astea toate se transmit. Îmi sună foarte bine și sper că cei care ne urmăresc acum și sunt părinți să nu simtă o presiune prea mare pe umerii lor, pentru că vestea bună este că atunci când înregistrăm ceva greșit, putem să deînregistrăm sau exact. Să-l înlocuim, dar vom afla mai târziu despre asta. Funcționăm pe pilot automat. Este un obicei al nostru uman sau este ceva ce am învățat, am preluat de la alții? Este un obicei cât se poate de uman și toți o facem în anumite momente, în anumite situații, în anumite contexte. E ceva supernatural, să-i spunem așa, și important este să ne dăm seama când intrăm acolo. Dacă intru pe un pilot automat și îmi dau seama la scurt timp că sunt pilot automat și că drumul pe care mă aflu nu este unul bun sau că nu am spus ceva ce este în conformitate cu ceea ce sunt eu, este suficient să-mi pară rău și să mă trezesc astfel încât subconștientul să șteargă această informație? La părutul răului e... Cu toții știm povestea aia cu farfuria. Sparge-o și cere scuze, vezi dacă se lipește la loc. Și atunci el poate să ne ajute. Cea mai importantă de aici este conștientizarea. Dar conștientizarea asta poate să fie importantă atunci, să ne dăm seama și data viitoare când suntem puși în aceeași situație și în același context să facem la fel. Tocmai că am intrat pe acel pilot automat. Practic, acea conștientizare ar trebui să revină în momentul în care ajungem într-o situație similară și să spunem, stai, nu repet povestea, fac diferit acum. Așa putem schimba. Am vorbit cu tine ediția trecută despre acele lucruri pe care le spunem copiilor și n-ar prea trebui să fie spuse. Aș vrea să te întreb pe mine, ca individ, pot alege într-un fel ce mi se înregistrează ca spus de altcineva?
Sigur, întotdeauna avem alegerea asta, mai ales în viața noastră de adulți. Și asta o putem vedea, nu știu, dacă ne uităm la influență. De exemplu, eu pot să vin la tine să spun cât de frumoasă ești astăzi și tu să primești, să spui da, așa e și să adaug ceva bun acolo la stima ta de sine, sau mă pot duce în altă parte și să spun un lucru mai puțin plăcut despre cineva și el acolo are alegerea de a înregistra lucrul ăla sau de a spune nu, eu nu sunt așa. Avem alegerea să lăsăm să intre sau nu. Este foarte interesant în momentul în care ajungem la chestii care se creează, să spunem așa, datorită unor situații sau evenimente. Acolo necesită o și mai mare atenție, unde nu e vorba de un dialog direct cu cineva. Psihologia ne încurajează să facem acea igienă emoțională. Așa cum ne spălăm pe față, este indicat să-și luăm și contact cu noi și să vedem ce păstrăm sau ce aruncăm din emoțiile și trăile pe care le simțim. Se întâmplă la fel și cu subconștientul? Ea are nevoie de această igienă emoțională? Îl influențează în vreun fel? Cum se întâmplă igiena lui emoțională? Păi, igiena emoțională în general include și subconștientul și evident putem intra acolo și există o grămadă de tehnici, de practici, de moduri în care putem intra acolo și putem face curățenie, de la simplu fapt că ne uităm dimineața în oglindă și ne spunem noi lucruri despre noi, evident pozitive, cumva și astea anulează din ce e negativ acolo în spate și rulează. Deci, clar, igiena emoțională ține de subconștient și este indicat să o facem, fiecare în modul lui. Adulții trăiesc la un moment dat viața așa cum și-au programat-o sau cum și-au dorit-o sau cum au programat-o alții pentru ei. Și există un moment culminus în care spun gata, stop. Nu-mi place unde sunt, nu-mi place cine sunt, nu-mi place cum se întâmplă lucrurile în viață și se crede că trebuie să fac o schimbare, să se întâmple ceva altfel de acum încolo. Când ne sabotează subconștientul și cum putem pune acest stop? Care este alegerea, practic, care stă la baza acestei opriri autosabotajului? În primul rând, acel subconștient face parte din noi, deci nu ne sabotează el, noi singuri o facem cu noi. Și cred că starea de conștiință este ceea ce ne face să-i punem stop. Adică în momentul în care devin conștient că, ok, uite, fac lucrul ăsta repetitiv, da, și îl continui și îl fac și îl fac și nu mi-e bine, nu mă simt bine, atunci clar devin conștient că aia e o chestie care mă blochează și atunci când am pus stopul, am ocazia să schimb tot ce a fost acolo. Aș vrea puțin să luăm contact cu acest conștient. Să luați contact cu acest conștient. Sunt multe modalități în care putem lua contact cu el. Există meditații de orice fel, toate te ajută să te centrezi, să fii tu mai atent la tine. Rugăciunea este un fel de meditație, un fel de accesare a subconștientului, pentru că în momentul ăla te centrezi și te uiți și în tine. Dar fizic, dacă vreți așa să spun, să luăm contact cu el, putem face ceea ce se numește testarea kinesiologică sau testul muscular. Sunt mai multe modalități în care el se face. O modalitate este din picioare, în care corpul nostru se balansează, dar putem face asta și cu mâinile. Și cum o facem cu mâinile? Ținem degetele așa și le ținem strâns, nu strâns, dar o punem ceva rezistență. Și cu celelalte două venim între ele și spunem da. Și în momentul în care spunem da, încercăm să le deschidem pe astea care sunt aici și ele nu o să se deschidă. În momentul în care spunem nu, ele se deschid. Și după treaba asta putem să testăm. De exemplu, dacă mama spunea în copilărie că banii nu cresc în copaci, pot să testez. Banii nu cresc în copaci. Da, nu cresc în copaci. Dar în același timp asta poate să ducă mai adânc în subconștientul nostru, la faptul că nu sunt ușor de găsit, de obținut, de făcut. Și atunci putem să testăm toate lucrurile astea și așa ușor, ușor putem să luăm contact cu subconștientul nostru și să ne dăm voie să vedem ce e acolo. Și să nu-l mai privim ca pe o cutie a Pandorei și să devenim conștienți de faptul că atunci când umblăm acolo și viața noastră se schimbă, pentru că practic tot ceea ce făceam, schimbăm conștientizând. Cât de frumos mi-a plăcut că ai precizat că nu este așa o fel de cutie neagră pe care o deschidem doar atunci când avionul este deja prăbușit. Este un lucru frumos care ne aparține integral nouă și avem acces la el. Pentru că sunt la final de interviu, vreau să te rog să ne ajuți să ne împrietenim cu el. Să ne împrietenim. Care sunt, practic, primii pași pe care îi putem face către acest subconștient și să lucrăm cumva împreună, nu unul împotriva celuilalt. Mai...
cred că cel mai ușor e să luăm un exemplu, ca să spun cum ne putem împrieteni cu el. Și nu știu, uite, o să te las pe tine să alegi relații sau bani. Relații. Relații. Okay. Acolo doare mai tare. Ok, ok. Relații. Hai să vedem ce se întâmplă într-o relație, în general. Noi venim cu un pachet de programe. Ele sunt acolo în subconștient. Dacă în spate, în urma mea, eu am avut numai relații eșuate, cumva eu nu o să intru dintr-un sentiment curat în noua mea relație. Și atunci, toate programele care sunt în subconștientul meu sunt că partenerii nu sunt de încredere, poate, sau că e foarte greu să găsești un partener fidel, sau că e foarte greu să empatizezi cu partenerul tău astfel încât să se ajungă la o căsătorie și la întemeierea unei familii. Practic, orice aspect al vieții noastre unde noi simțim că nu suntem unde vrem, că e ceva acolo ce ne oprește, este un motiv bun să intrăm în partea de subconștient, să ne întoarcem în copilărie, să vedem ce spunea mama despre relații, cum a fost relația mamei cu tata, să ne uităm la relațiile pe care le-am avut, ok, ce am învățat eu de aici despre partenerii în general. Și atunci, mergând în spate și uitându-ne la evenimente simple din viața noastră care ne-au conturat ceva, intrăm în acea parte de subconștient, pentru că el înregistrează. Și practic ne dăm seama că este o registrare care poate suferi modificări. Și de acolo începe să se schimbe lucrurile. Exact, exact. Avem nevoie de un trainer, de un facilitator în direcția asta. Spune-ne cum interacționezi cu pacienții tăi, cu clienții tăi. În primul rând, fiecare client care vine la mine îmi spune pentru ce a venit și în funcție de asta vedem în ce direcție mergem, vedem unde ne ducem. Uneori e necesar să mergem anul trecut, să vedem ce s-a întâmplat acolo, de astăzi ești așa. Uneori este nevoie să mergem atunci când era mic, nu știu, când avea un an, doi sau trei luni, că pentru mulți oameni se întâmplă chestii majore când sunt mici și, vezi, Doamne, nu conștientizează, dar nu știu, se pot despărți părinții, se poate întâmpla ceva acolo și cumva trage acel program după tine. Și atunci asta se adaptează în funcție de nevoia omului cu care lucrăm și, evident, și în funcție de ceea ce își dorește el să schimbe, pentru că nu putem să băgăm acolo cu forța ceva ce noi considerăm că e bine. Ador oamenii care se pregătesc să lucreze cu alți oameni și îmi place foarte mult acest sentiment că nu suntem singuri pe lume și îmi place foarte mult că am fost așa cum am părțit pe meserii în viața asta și putem fi unul altuia un sprijin util și real în această viață pe care vrem să o trăim și mă bucur tare mult că sunt oameni care vor să trăiască frumos și după propriile lor convingeri. Exact. Îți mulțumesc tare mult, Nora, îți mulțumesc tare mult că ai fost cu noi și cu siguranță ne vom revedea. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Îți mulțumim evident și ție, dar nu pleca pentru că vom continua ediția Mensana. Știați că prostata trece prin două cicluri de creștere? Prima etapă de creștere are loc în perioada pubertății, când prostata își dublează mărimea, iar a doua etapă de creștere are loc după vârsta de 25 de ani și continuă pe toată durata vieții. De cele mai multe ori, adenomul de prostată apare în cea de-a doua etapă de creștere. Dar ce înseamnă adenom de prostată și care este diferența între adenom și cancer? Care sunt cauzele îmbolnăvirii prostatei? Care sunt simptomele care ar trebui să ne trimită de urgență la medic și când se recomandă screening-ul? Rămâi cu noi și doctorul Cristian Iatagan. Prostata este o glandă specific bărbătească care secretă fluidele seminale, care, la rândul lor, mențin spermatozoizii în viață și permit astfel reproducerea. Pentru a funcționa, prostata are nevoie de hormoni androgeni, precum testosteronul și dihidrotestosteronul. Prostata este o glandă care aparține sistemului genital masculin, iar rolul ei principal este legat de secreția a o parte din lichidul seminal. Prostata are forma unei castane, se formează aproape în totalitate până la vârsta de 20-25 de ani, când cântărește în jur de 20-25 de grame. Iar este situată imediat sub vezica urinoară și înconjoară uretra, care este tubul prin care se elimină către exterior urina. Prostata este expusă riscului de a dezvolta mai multe boli, începând de la prostatită și până la cancer de prostată. Este important să mergi la medic imediat ce simptomele apar, întrucât cu cât aceste boli sunt diagnosticate mai rapid, cu atât mai mari sunt șansele de vindecare. Cele mai cunoscute patologii ale prostatei sunt adenomul de prostată și cancerul de prostată. Sunt două suferințe foarte des întâlnite la bărbații de peste 50 de ani. Practic, adenomul de prostată apare la unul din doi
bărbați de peste 50 de ani și aproape 80% din bărbații de peste 70 de ani au adenom de prostată. Referitor la cancerul de prostată, acesta apare statistic mult mai târziu, de obicei după vârsta de 65 de ani, dar există și cancere la vârste mult mai tinere, care sunt rare, dar mult mai agresive. Chiar dacă adenomul de prostată și cancerul de prostată pot avea simptome similare, aceste două afecțiuni sunt diferite. Adenomul de prostată este benign și în același timp nu crește riscul de apariție a cancerului de prostată. Este esențial. Adenomul de prostată este hipertrofia benignă, este modul în care îmbătrânim noi bărbații cu prostată sau prostata alături de noi. Sub diferite influențe, prostata începe să crească, iar în jurul vârstei de 50 de ani, noi bărbații simțim această creșterea prostatei. Este vorba de hipertrofia benignă, de adenomul de prostată, care are ca rezultat, în esență, mărirea volumului prostatei. Această mărire poate să devină obstructivă asupra uretrei și atunci eliminarea urinei începe să fie îngreunată. Iar bărbații încep să simtă o patologie oarecum nespecifică legată de urinat. Un urinat mai des, un urinat mai greu, mai fără presiune. Sigur, în evoluția suferinței pot să apară și lucruri mai serioase, cum ar fi infecțiile urinare, urinatul cu sânge, blocajele urinare și, netratat, poate chiar insuficiența renală. Organismul bărbaților produce o cantitate ridicată de testosteron, hormonul masculin, dar și o cantitate mai mică de estrogen, hormonul feminin. Pe măsură ce înaintează în vârstă, cantitatea de testosteron din sânge scade, ceea ce face ca nivelul de estrogen să fie ridicat. Acest factor poate contribui la multiplicarea celulelor prostatei. Medicul Cristian Iatagan ne-a prezentat și câțiva factori de risc pentru afecțiunile prostatei. Factori de risc au fost implicați mai mulți. În primul rând este vorba de vârstă. Este o patologie care apare cu frecvență mare odată cu vârsta. De asemenea, există niște condiționalități genetice, spre exemplu, cancerul de prostată este mai des întâlnit la bărbații afroamericani. De asemenea, bărbații care au avut în familie rude de gradul 1, bărbați cu aceeași suferință, au un risc mai mare de a dezvolta cancer de prostată. Mai sunt incriminați anumiți factori de viață, cum ar fi obezitatea, dieta exagerată în carne, sedentarismul, fumatul, sunt mai mulți factori implicați. Controlul urologic anual este recomandat mai ales bărbaților care au în familie pacienții diagnosticați cu cancer de prostată. Aceștia prezintă risc crescut de a dezvolta la rândul lor aceeași afecțiune, de aceea screeningul este recomandat. Întotdeauna la apariția oricărui simptom legat de asta și ce este poate mai important de spus, înaintea apariției oricărui simptom, orice bărbat ar trebui ca la vârsta de 50 de ani să facă măcar o vizită la urolog. De obicei este bine ca după vârsta de 50 de ani, 45 de ani mai nou sau la pacienții care au în familie bărbați cu astfel de patologie, este important să facem o dată pe an un control urologic. Dacă nu este urmat un tratament care să amelioreze simptomele, complicațiile pot îngreuna considerabil existența pacientului, dar pot pune și în pericol viața acestuia. Suferința dată de adenomul de prostată, inițial discretă, poate să ajungă să strice foarte tare calitatea vieții bărbatului, care este nevoit să-și schimbe întreaga activitate legată de modul în care urinează. E nevoit să renunțe la lichide, să renunțe la anumite activități, să fie cumva legat sau în apropierea unei toalete. Dincolo de calitatea vieții, în evoluție, atunci când nu este tratat la timp, poate să ajungă la infecții urinare, la urinat cu sânge, la blocaje urinare și chiar și la insuficiență renală. Tratamentul pentru adenomul de prostată variază în funcție de mărimea prostatei, vârsta pacientului și starea generală de sănătate. Există numeroase metode de tratament care pot ajuta la ameliorarea simptomelor, iar acestea pot include administrarea de medicamente, proceduri minim invazive sau intervenții chirurgicale. În unele cazuri, simptomele se pot ameliora fără administrarea unui tratament. Aceasta nu include însă consultul periodic la medic. Adenomul de prostată este o patologie benignă. Tratamentul începe în primele faze cu schimbarea modului de viață,
începând de la alimentație, de la aportul de lichide, de la evitat anumite lucruri. Ulterior este vorba de un tratament medicamentos. Există mai multe familii de medicamente care ajută bărbații cu un adenom de prostată să urineze civilizat și să nu aibă nevoie de o intervenție chirurgicală. Ulterior se impun în evoluția bolii anumite intervenții chirurgicale, care din fericire în ziua de azi se fac minim invaziv, relativ ușor de tolerat pentru pacient, care exclud obstrucția dată de adenomul prostatic. Dacă vorbim despre cancerul de prostată, este foarte important să spunem că în ziua de azi cancerul de prostată diagnosticat de vreme este o boală perfect vindecabilă. Și chiar și diagnosticat în faze mai avansate ale bolii este o boală perfect tratabilă. Cu adevărat important este screeningul cancerului de prostată pentru a putea fi depistat în stadii incipiente, localizate și vindecabile. Pentru asta, vizita la urolog, începând cu 50, poate chiar 45 de ani, și efectuarea analizei de sânge care se numește PSA, este o analiză de sânge foarte importantă pentru noi bărbații, care este testul de screening pentru cancerul de prostată, sunt poate mai importante decât tratamentele ulterioare. Referitor la tratament, tratamentul cancerului de prostată este individualizat, în funcție de fiecare pacient în parte, de stadiul bolii, de agresivitatea bolii, de opțiunile terapeutice avute la îndemână, respectiv tehnologia medicală, expertiza echipei medicale. În principiu, tratamentul chirurgical este cel care poate să asigure complet vindecarea de acest cancer și aici vorbim de prostatectomia radicală, care în ziua de azi în România și peste tot în lume se poate face minim invaziv, laparoscopic sau asistat robotic. Dar de asemenea și în stadiile avansate, cancerul de prostată este tratabil prin hormonoterapie, radioterapie, chimioterapie. Odată cu diagnosticul de cancer prostatic, vine de multe ori și recomandarea de prostatectomie radicală, adică de îndepărtare prin intervenție chirurgicală a acestei glande. Nu există modificări specifice ce trebuie făcute pentru ca prostata să nu mai existe. Mai degrabă, modificarea stilului de viață este necesară pentru reducerea riscului de recidivă a cancerului. Discuția poate fi lungă și, într-adevăr, există uneori o tendință a pacienților care spun mai bine să nu știu ce am decât să am. E poate cea mai dăunătoare dintre atitudinile posibile, fiindcă tocmai este foarte important să știm ce avem. Realmente în clipa în care știm, putem vindeca acea condiție. Temerile legate de intervenția chirurgicală, și aici mă refer la prostatectomie, sunt legate, sigur, de necesitatea ulterioară intervenției de a face chimioterapie sau radioterapie. Trebuie să spun că un cancer de prostată diagnosticat de vreme, de cele mai multe ori, este vindecat doar prin chirurgie și nu mai este nevoie de un tratament suplimentar. Iar a doua mare temere a pacienților este legată de consecințele chirurgiei asupra continenței și potenței la bărbații tineri. Din fericire, tehnologia pe care o avem astăzi la îndemână, și aici mă refer în special la robotul chirurgical Da Vinci Xi, ne permite să facem această intervenție chirurgicală aproape cu certitudinea că am scos tot țesutul canceros care trebuia scos, prezervând în același timp toate țesuturile nobile care trebuiesc păstrate, în așa fel încât după intervenție pacientul să redevină continent și să aibă aceeași calitate a vieții ca înainte de intervenție. La final de interviu este necesar să aflăm sfaturile medicului pentru o prevenție eficientă. Ce recomandă medicul Cristian Iatagan bărbaților trecuți de 45 de ani? Aș recomanda o vizită anuală la urolog la împlinirea acestei vârste și măcar un examen PSA cu ocazia acestei vizite inițiale. Sigur, dacă apare o simptomatologie urinară care deranjează sau strică într-un fel calitatea vieții pacientului, vizita la urolog este necesară la orice vârstă. Apendicita este una dintre cele mai frecvente cauze de durere abdominală acută, care se poate produce atât la copii cât și la adulți. În țările dezvoltate, între 6 și 50 de pacienți la
100.000 de locuitori, sunt diagnosticați în fiecare an cu apendicită acută, frecvența fiind mai mare, înregistrată la persoanele cu vârsta cuprinsă între 10 și 30 de ani. De asemenea, apendicita acută se poate produce și la femeile gravide, fiind cea mai frecventă urgență chirurgicală non-obstetricală la această categorie de persoane. De cele mai multe ori, laparoscopia este atât data de diagnostic, cât și cea terapeutică, de rezolvare a cauzei. Medicul Marina Dumitraș ne va ajuta să înțelegem mai bine. Nu există metode de prevenire a apendicitei acute sau recomandări în acest sens. Afecțiunea se produce brusc și evoluează rapid, iar cauza este de cele mai multe ori necunoscută. În cazul durerilor abdominale severe, trebuie solicitat de urgență un consult medical de specialitate, evitând astfel producerea complicațiilor severe ale acestei afecțiuni. Putem numi apendicita o boală a tinereții. Care sunt cauzele? Apendicita acută poate fi denumită boala tinereții, asta pentru că avem în intervalul de vârstă 10-30 de ani o incidență extrem de crescută. Știm foarte bine că apendicita acută este cea mai frecventă urgență chirurgicală. Deși știind că este cea mai frecventă urgență chirurgicală, am spune că este foarte studiată și că noi chirurgii știm cauzele. Ați fi uimiți să constatați că, de fapt, în toate tratatele de chirurgie nu există niște teorii prin care noi să vă spunem 100% care sunt cauzele declanșării unui episod acut de inflamație apendiculară. Și anume, bănuim doar că aceste cauze ar fi reprezentate de un obstacol la nivelul apendicelui, apendice care se regăsește lângă segmentul de intestin subțire denumit ileon și lângă segmentul de intestin gros denumit cec, și că ar fi blocat acest lumen apendicular de către coproliți, adică de niște materii fecale care sunt de o consistență crescută, sau că ar apărea acest episod de inflamație după o infecție virală care ar determina o hiperplazie limfatică, pentru că noi știm că apendicele ar fi bănuit că este un organ limfatic, dar nedovedit științific, sau că ar exista paraziți, mai ales în cazul copiilor, sau un conglomerat de semințe. De fapt, acesta este un mit cu semințele, pentru că semințele nu determină un obstacol, ci de fapt determină o consistență crescută a materiilor fecale, a bolului fecal. Prin acest obstacol, prin această stază, se produce și suprainfecția, blocajul acestui lumen apendicular și atunci avem de-a face cu tabloul clinic al unei apendicite acute. De obicei, simptomele apar rapid. Durerea abdominală crește în intensitate în decurs de 6-12 ore. Simptomele pot varia de la pacient la pacient. Mai este durerea specifică sau poate fi înșelătoare atât localizarea cât și tipul ei? Când ne aflăm în tabloul clinic al unei apendicite acute, cu o inserție normală a lui din punct de vedere anatomic, da, avem un tablou clinic specific al unei apendicite acute. Și asta înseamnă simptome de tipul durere la nivelul epigastrului, la nivelul capul pieptului, care apoi coboară la nivelul flancului drept, adică sub rebordul costal pe partea dreaptă și se localizează aproape de sfera pelvină în fosa iliacă dreaptă, așa numim noi chirurgii acea regiune anatomică. În afară de acest simptom dominant, durerea, mai avem și alte simptome de tipul febră, nu mai mare de 38 de grade, frisoane pe care le resimt pacienții și le descriu atunci când îi examinăm și când le facem anamneza, și tulburări de tranzit intestinal. Putem avea chiar sindrom diareic, scaune moi, explozive, dar nu mai mult de 3-4 în acea zi de la debutul apendicitei acute, sau un tranzit încetinit, adică o tendință la constipație. Dar, din păcate, în ultima perioadă regăsim că acest tablou specific nu prea există în camera de gardă a chirurgilor. Și atunci avem de-a face cu niște inserții anormale ale apendicelui. Asta înseamnă că ne trebuie mai multe investigații ca să putem să confirmăm că avem de-a face cu un pacient cu un diagnostic de apendicită acută. Și anume, avem o
poziție anormală de implantare apendiculară și anume la nivelul regiunii subhepatice, adică sub rebordul costal pe partea dreaptă, numim că apendicele se regăsește subhepatic și atunci trebuie să facem un diagnostic diferențial și cu o colecistită acută, adică cu o inflamație la nivelul fierei, la nivelul colecistului, sau cu o pneumonie bazală dreaptă. Astfel, avem de făcut două investigații ca să aflăm dacă, ca să aflăm dacă acest pacient îl putem confirma cu apendicită acută, și anume ecografia abdominală sau radiografia pulmonară, față și profil drept. Mai există și alte inserții atipice apendiculare și anume, putem avea apendicele în spatele cecului și atunci pacientul poate mima o colică renală dreaptă, îl doare în spate, pe toracele posterior, are și niște semne pozitive de colică renală dreaptă și atunci trebuie neapărat să-i facem un tomograf ca să aflăm dacă diagnosticul confirmat este apendicită acută. La fel, avem uneori vârful apendicelui situat la nivelul regiunii pelvine. Și atunci, consultul ginecologic și ecografia transvaginală ne sunt absolutamente necesare pentru a putea exclude că avem de-a face cu un chist ovarian drept spart, cu o salpingită dreaptă, adică o inflamație a trompei pe partea dreaptă sau chiar cu o torsiune anexială, adică o răsucire a ovarului și a anexei drepte în jurul propriului ax, pentru că pacientul are dureri importante. Mai există și o situație atipică, caracteristică de obicei copiilor sau adolescenților, și anume inserția mezoceliacă, așa o numim noi chirurgii, astfel că tabloul clinic este reprezentat de dureri la nivelul regiunii periombilicale și nu în altă zonă. Și atunci, ca să excludem un diagnostic de apendicită acută situată mezoceliac, trebuie să facem un computer tomograf cu substanță de contrast și să realizăm un diagnostic diferențial cu tumorile de intestin subțire sau cu un diverticul Meckel. Netratată la timp, apendicita acută se poate complica datorită ruperii apendicelului și se pot produce infecții severe amenințătoare de viață. Cât de departe este peritonita de la momentul instalării simptomelor? Complicațiile unei apendicite acute netratate la timp sunt reprezentate de un grad de inflamație crescut. Și anume, noi știm că avem trei stadii, catarală, flegmonoasă și gangrenoasă. Începând cu ultimul stadiu, stadiul 3 de inflamație apendiculară, adică cu varianta de apendicită acută gangrenoasă, putem vorbi de complicații. De ce? Pentru că mucoasa apendiculară este grav afectată, inflamată și putem avea o exteriorizare a conținutului apendicular în burtica pacientului, adică la nivelul peritoneului. Astfel, putem avea peritonite localizate de tipul acces periapendicular, care poate fi blocat de organele din vecinătate și asta înseamnă că intestinul subțire din vecinătate și colonul și epiplonul care acoperă, este grăsimea care acoperă organele intraabdominale, o blochează și o localizează acolo și avem de-a face cu o peritonită localizată sau se poate revărsa tot conținutul, adică materii fecale, coprolis, tot ce exista în acel lumen apendicular, în cavitatea abdominală, adică în peritoneu. Și putem avea de-a face cu o peritonită generalizată. Iar asta înseamnă că suntem într-un stadiu de complicații avansat. În momentul în care vorbim de o peritonită generalizată, pacientului se transmit și riscurile care apar după această procedură, și anume că va beneficia de un tub de dren în mod cert, i se va toaleta tot peritoneul, adică se va spăla abundent cu ser fiziologic și cu soluții de antibiotice, va beneficia de o triplă terapie antibiotică și va avea o perioadă de spitalizare și de recuperare mult crescută. Cel mai frecvent, medicul poate pune diagnosticul de apendicită acută pe baza simptomelor, a istoricului medical și pe examinarea fizică a pacientului. Pot fi însă necesare pentru diagnostic și investigații de tipul analizelor de sânge și urină, examinare ecografică, radiologică sau imagistică prin rezonanța magnetică. În ce constau investigațiile suplimentare și când sunt necesare? Atunci când avem suspiciunea unei apendicite, avem de-a face cu mai multe metode de investigație și anume, principala metodă pe care o știm de când făceam noi stagii ca rezidenți și specialiști, este reprezentată de examenul clinic. Examen clinic care în ce credeți că constă? Constă în faptul că examinăm pacientul, examinăm abdomenul lui, inspectăm tegumentul și practic încercăm să găsim
dacă avem semne de iritație peritoneală, adică îi facem o serie de manevre. Îl apăsăm pe burtică, începând din capul pieptului din regiunea epigastrică, în flancul drept sub rebordul costal pe partea dreaptă și în fosa iliacă dreaptă, adică aproape de regiunea pelvină. Dacă avem semne de iritație peritoneală, asta înseamnă că avem niște semne pozitive și le putem enumera aici. Chirurgii înțeleg foarte bine, pacienții înțeleg doar o parte din aceste informații și anume, pacienții în general sunt stresați, îți spun am ridicat piciorul și m-a durut când am ridicat piciorul drept. Aceea este de fapt manevra psoasului. Când ea este pozitivă, într-adevăr te poți gândi și poți continua investigațiile amănunțit, investigații ale analizelor de sânge sau ale analizelor imagistice, adică ecografie sau tomograf, pentru că atunci când există semne de iritație peritoneală, există un procent de 90% de confirmare a unei apendicite acute. Deci cele mai frecvente manevre pe care le facem unui pacient cu un tablou clinic de apendicită sunt manevra psoasului sau de compresiunea bruscă a abdomenului care îi determină durere. Și anume, apăsăm pe burtica pacientului și ridicăm brusc mâna. Asta înseamnă că avem un semn de iritație denumit Blumberg și îl considerăm pozitiv. Așadar, este de reținut că apendicita reprezintă infecția și inflamația apendicelui și se manifestă prin durere abdominală intensă. Este mai frecventă în intervalul de vârstă 10-30 de ani. Apendicita este o urgență medicală, de aceea nu trebuie amânată vizita la camera de gardă. Se poate complica prin peritonită, perforarea apendicelui și răspândirea infecției în abdomen. Apendicita se tratează chirurgical. Omul sănătos le vrea pe toate, dar când se îmbolnăvește, dorește numai sănătate, spunea Mihai Cuceravi. Iar eu sunt Consuela Bălașa și îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la finalul ediției Mensana. Duminica viitoare, la aceeași oră 10, ne vom reîntâlni pentru a învăța împreună de la profesioniști cum să fim veșnic sănătoși, tineri și frumoși. Vă doresc o zi pe gustul intal, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere!